Bine ați venit la video tutorialele DigiStorage. Astăzi am să vă prezint, pe scurt, câteva din opțiunile și customizările pe care le puteți face contului dumneavoastră. După ce ați creat contul prin DigiCare și v-ați logat în site-ul storage.rcs-rds.ro, ați ajuns exact unde sunt eu acum. În dreapta sus aveți contul dumneavoastră și vă apar butoanele cu opțiunile pe care le aveți și implicit preferințele contului dumneavoastră. Vom începe cu preferințele. În secțiunea preferințe aveți mai multe taburi. În principiu acestea sunt clasice și standard, să spunem așa. Primul este profilul, unde puteți edita numele și prenumele cu care să apăreți dumneavoastră. Notificări. Aici aveți două opțiuni de a activa sau deactiva acele anunțuri pe mail care le primiți în cazul în care cineva partajează un director sau dă share la un director către dumneavoastră sau când pune un comentariu la un fișier sau un director la care a dat deja share cu un alt utilizator. Customizare, unde puteți să schimbați logo-ul sau acea mică poză care apare în dreptul userului dumneavoastră, culorile, ok, salvează, eu le-am dat la default, așa, la securitate, aveți posibilitatea de a activa două opțiuni per link, să spunem așa, aveți linkurile de descărcare, practic linkurile de download, prin care alți utilizatori downloadează pe calculator resurse din contul dumneavoastră din cloud sau linkul de încărcare este acel link prin care dați acces unui alt utilizator să încarce fișiere sau directoare în contul dumneavoastră. Linkul de descărcare, deci aici aveți posibilitatea să setați parole pentru noile linkuri, obligarea folosirii parolelor pe toate linkurile de descărcare. După cum vedeți, este relativ simplu. Aveți bife, puteți da enable sau disable, după care salva aceste informații. Mai aveți și secțiunea limbă, unde se poate schimba limba întregii interfețe din web, în engleză sau în română, cele mai întâlnite limbi din prezent, din țara noastră. Haideți să vă prezint mai departe și restul de secțiuni pe care le aveți în contul dumneavoastră, în profilul dumneavoastră, care poate fi accesat din dreapta sus. Aveți activitate, lista de activități, practic. Aici veți vedea fiecare eveniment care s-a realizat în contul dumneavoastră, de dumneavoastră sau de orice alt utilizator căruia i-a dat acces la resursele dumneavoastră. Practic, e un istoric, un fel de log al tuturor evenimentelor. Aici puteți vizualiza și fișierele șterse din contul dumneavoastră. Haideți să și facem un mic test. Mergem în directorul principal, să ștergem un fișier, să zicem ăsta, ok? Am dat share, am dat delete. Iar acum mergem la activitate, la activități. Vedem că acest fișier a fost șters și avem posibilitatea să-i dăm recuperează. Să recuperăm. Putem filtra din toată această listă de activități, doar activitățile de ștergere, pentru o vizualizare mai ușoară, în cazul în care sunt foarte multe fișiere. Mai avem posibilitatea aici să punem o filtrare specifică pentru fiecare tip de operațiune. Deci avem operațiuni pe fișiere, pe comentarii, pe link-uri de descărcare, de încărcare, partajare sau share,
creare de grupuri sau locații, da? Apoi, ca să finalizăm testul, dăm click pe butonul recuperează și vom recupera fișierul respectiv, care l-am șters mai devreme, și în activități a trebui să ne apară fișierul la loc. Deja a apărut, deși l-am șters o dată și am dat recuperare de două ori, practic am mai pus fișierul încă o dată în sistem, redenumindu-l. Deci unul este în plus, îl ștergem. Ok, acum am revenit la forma inițială. Da? Ce mai avem? Avem opțiunea partajări. În această secțiune putem vedea acele directoare la care am dat share, le-am partajat practic cu alți utilizatori, atât noi cu ceilalți, cât și ceilalți către noi. Da? Partajat cu mine înseamnă partajat către noi. Am primit acces noi și partajat de mine și am dat noi acces. Aici am dat deja share unui alt utilizator, Sorin Popescu, la directorul meu poze 1. Ca să intru un pic în detalii, avem aici posibilitatea de a edita permisiunile per director. Da? Uitați userul Sorin Popescu, avem aici pe coloana permisiuni, butonul modifică, putem da permisiune în felul următor. A comenta sau a citi comentariile, a vizualiza toate comentariile, le face orice alt user pe acest director. A modifica, asta înseamnă a șterge, a uploada fișiere din acest director, din cloud-ul meu, practic care ocupă spațiu în cloud-ul meu, dacă are link-uri de descărcare sau încărcare, practic să, îi dăm voie să dea altor utilizatori acces limitat de a downloada, de a descărca fișierele de aici, sau, dacă chiar avem încredere în acel utilizator, îi dăm permisiunea de a administra tot acest share implicit, a dezvolta lista de utilizatori care partajează această resursă. Mai departe avem locațiile mele. Locațiile sunt exact acele link-uri, acele mapări, să le numim, între un director de pe calculator, practic din cliente de pe PC, Mac sau Linux, care a fost legat de cloud. Cum este acesta? Deci am deschis clientul. Da? Se observă aici că am dat un director din cum se spun, din home, de pe userul de pe sistemul meu. În cazul meu am ales directorul download. Da? Sunt acele directoare implicite în cazul ăsta. I-am dat o denumire în cloud, se numește download. Iar aici, în secțiunea de locații, îl putem administra. Avem niște opțiuni sumare deocamdată. Deci se dă click pe vizualizare detalii, unde putem vizualiza cheia. Este importantă pentru developer. Stadiul ei, adică dacă este online sau offline, momentul în care calculatorul, stația de lucru se stinge, această resursă devine offline. Da? Spațiul, practic, ne arată directoarele, ne arată cât spațiu mai avem pe resursa locală, deci, practic, pe partiția de pe calculator. Dacă mă duc în calculator pe partiția C și dau proprietăți, o să observați că datele sunt cele de aici, deci 24,8 giga în total, în care 11 liberi, doar 13,6 folosiți. Da? Aici avem posibilitatea de a redenumi această resursă, locația respectivă, să o redenumim, sau să o ștergem, efectiv să o dezactivăm. Mai departe putem
Încă o precizare era să uit. În această secțiune, locațiile mele, veți putea administra și resursele partajate din alte aplicații de tip cloud, cum ar fi Dropbox, care este adăugată prin simpla legătură cu Dropbox. Avem aici pe Storage Direct, aveam o secțiune unde puteam, da, la, chiar aici, la locațiile mele, da, aici avem posibilitatea să ne conectăm la Dropbox. Clic pe Dropbox, ne cere userul și parola din Dropbox și automat s-au făcut legături între cele două aplicații. Mai departe avem secțiunea de link-uri. În secțiunea de link-uri putem administra link-urile de descărcare și încărcare trimise către alți utilizatori. Aceste link-uri nu au obligativitatea ca celălalt user care accesează această resursă să aibă un cont digistoric. Tot ce înseamnă partajare o obligă, practic, sau să zicem așa, ca și funcție, este limitată la existența unui alt utilizator pe Digistory. Deci trebuie să fie un client RCSRT care are un cont Digistory creat, al cărui email trebuie să-l știm și să putem să-l adăugăm acolo și să-i dăm partajare. Ok, linkurile sunt mult mai simple. Posibilitatea de a edita nu ne dă decât posibilitatea de a edita URL-ul și de a șterge definitiv, evident și de protejare cu parolă sau nu. Ca și observați aici, ne poate da o informație legată de numărul de descărcări. Ce văd eu foarte util la această secțiune este că putem accesa, după cum s-a și văzut, putem accesa această resursă practic de pe orice platformă, foarte simplu, cu un simplu browser, facem drag and drop aici și nu mai avem nicio altă bătaie de cap, nu ne trebuie aplicație, nu trebuie să descărcăm nimic de pe internet ca să putem să accesăm resursele respective. Ok. Tot aici în profil vom putea vizualiza cât de utilizat este resursa noastră din cloud, practic spațiul alocat contului nostru în procent. Unitatea de măsură se face sau este limitată la mega, nu coboară la subunități, îi spunem kilobits, bits, sub 1 mega. Ținând mouse-ul deasupra, vom putea observa exact câți giga sunt folosiți. Deci, practic, 0,4, asta înseamnă undeva la 700 mega rotunjit, așa, din cei 10 giga alocați în acest cont de demo. Cred că asta a fost tot. În principiu, am terminat cu preferințele. O să urmeze un video tutorial prin care o să puteți crea pe un sistem Linux o montare de cont de DigiStorage și accesa resursele din DigiStorage direct în sistemul dumneavoastră, practic în Home sau unde vreți dumneavoastră să-l montați, prin protocolul WebDAV. Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat și sper să vă fie informațiile cât mai utile. O zi bună!